Bună seara, stimați telespectatori ai televiziunii române. A pune ziua peste ziua aceasta a mucenicelor Minodora, Mitrodora și Nimfodora. Mi-am notat pentru că aceste trei nume sunt superbe și reprezintă într-un fel sau altul virtuțile acestor femei care și-au pus viața pentru Hristos. Cuvântul Scripturii pare mai luminos astăzi. Pot oare prietenii mirelui să postească cât timp este mirele cu ei? Dar vor veni zile când se va lua mirele de la ei și atunci vor posti în acele zile. E un mic adagio la cuvântul de Evanghelie din Marcu, capitolul 2, versetele 19-20. Pot oare prietenii mirelui să postească cât timp este mirele cu ei? De multe ori mi-am pus problema dacă noi mai înțelegem corect postirea. Dacă mai înțelegem această postire ca bucuria prezenței lui Hristos în viețile noastre și dacă nu cumva ne comportăm ca și cum Hristos n-ar fi venit, îndărădnici, încruntați, un pic acri, de parcă zici că tot postul n-ar fi decât mâncare de gogonele și castraveți acri. Ori se vădește că, de fapt, atunci când postim, mirele este cu noi fără să fie de față, dar este parte integrantă a bucuriei acesteia de a rămâne împreună cu ceilalți. Har și binecuvântare pentru cei care încearcă să rămână oameni înaintea oricărei încercări. Cuvântul lui acesta îi se potrivește cel pe care l-am descoperit în Albert Einstein și mi-a umplut inima de bucurie. Viața este ca mersul pe bicicletă. Aici nu sunt neapărat de acord. Pentru a-ți menține echilibrul, trebuie să continui să mergi înainte. De fapt, ce spune Einstein este exact ceea ce ne spune Evanghelia. Priviți înainte, niciodată în urmă. Când mergeți de fiecare dată în viață pentru a înfrunta răutățile și grija celor de toate zile și a celor din jur, în primul rând pentru voi, încercați să mergeți tot timpul înainte. E un mod de a fi echilibrat, acela de a privi înainte fără furie, iar înapoi fără ură. Suntem obligați, într-un fel sau altul, prin chiar construcția noastră de bicicletă dumnezească, de a merge legați fundamental de cel care ne-a dăruit înaintele vieților noastre. Mirele Hristos, cel care dăruiește de fiecare dată sens așteptărilor și împlinirilor noastre omenești. Mirele Hristos, cel care ne scoate din postire, dar nu ne scoate nici cum din inima sa. E cel care dă sens postirii, dă sens inimilor noastre și, într-un fel, dă sens echilibrului nostru. Nu putem fi echilibrați fără Hristos. Toți cei care încearcă, de obicei, se strepezesc în încercarea aceasta, pentru că nu se poate să trăiești în echilibru fără cel care dăruiește echilibru și cel care dăruiește înaintele, mersul înainte. Pot oare prietenii mirelui să postească cât timp mirele cu ei? Fără îndoială că nu, dar fără îndoială că și da, putem posti oricând. Mâine este o nouă zi.